Uite, trei motive pentru care merită să faci upgrade la iOS 15.2. Deși nu pare un upgrade major, să știi că iOS 15.2 vine cu câteva lucruri foarte interesante care nu sunt vizibile la început, dar dacă știi despre ele, te vor ajuta foarte mult. Primul lucru despre care vreau să vorbim este o opțiune numită App Privacy Report, care îți raportează dacă aplicațiile pe care le-ai instalate îți accesează camera, contactele sau locația cu voia ta sau fără și cât de des fac asta. Practic e fix un raport al activității de fundal pe care o au aplicațiile instalate de tine. Este un raport pe care trebuie să-l activezi, nu vine el activat by default, dar o să trecem prin toți pașii chiar acum. Așa că ia-ți telefonul și hai să trecem la treabă. Ce trebuie să faci este să intri în settings, să te duci la privacy și jos de tot o să ai opțiunea asta App Privacy Report. Dacă nu e activată, ceea ce probabil se întâmplă, o să ai un buton de activare. Dacă e activată, o să-ți apară o listă a aplicațiilor și a website-urilor pe care le-ai accesat și o să-ți spună și ce lucruri de fundal face fiecare dintre ele. Spre exemplu, la Data and Sensor Access îmi spune că aplicația de vreme acum 10 secunde mi-a accesat locația. Și dacă dau click aici, o să-mi arate de câte ori a accesat ea locația în cursul zilei de astăzi. Adică mi-arată o listă completă cu momentele în care această aplicație a accesat locația mea exact. La Photos, la fel, mi-arată că a accesat contactele și galeria foto. Și așa pentru fiecare aplicație pe care o ai instalată și pe care ai deschis-o. La ce te ajută lucrul ăsta? E bine, te ajută să-ți dai seama dacă sunt aplicații care accesează lucruri pe care tu n-ai vrea să le acceseze. Spre exemplu, s-ar putea să-ți dai seama că o anumită rețea socială accesează camera ta și tu nu ai deschis camera deloc cât ai fost în rețeaua socială sau că o anumită aplicație, un anumit joc îți accesează locația sau contactele, deși tu nu folosești locația ta în joc și nici contactele. Practic, la asta te ajută acest raport, la o transparență mai bună asupra aplicațiilor pe care le instalezi. Trecem mai departe, iar a doua funcție utilă cu care vine iOS 15.2 este că îți poate spune dacă în telefonul tău au fost schimbate componente și asta mi se pare foarte tare pentru că schimbă total modul în care vom cumpăra iPhone-uri second hand de acum încolo. Pentru că dacă îți cumperi un iPhone second hand, poți vedea dacă a fost schimbată bateria sau dacă a fost schimbată camera telefonului respectiv și mai mult decât atât, poți vedea dacă bateria nouă este una originală sau este un fake. Mai mult te ajută dacă te duci la un serviciu GSM și le spui să-ți schimbe ecranul, pentru că poate tu plătești pentru un ecran original și ei de fapt nu spun un original. Dar tu vei vedea apoi în setările telefonului tău dacă ecranul e original sau nu. Mi se pare foarte tare. Toată treaba asta se găsește foarte ușor dacă te duci în Settings, General, About. Și aici o să-ți apară dacă a fost schimbată vreo piesă pentru telefonul tău și dacă e originală sau nu. Dacă n-a fost schimbat nimic, nu o să-ți apară nicio informație despre piesele telefonului aici, pe ecranul ăsta, dar dacă au fost schimbate, îți vor apărea. Ce e de știut e că nu toate modelele de iPhone arată informații despre toate piesele schimbate. Spre exemplu, iPhone XR, XS și SE2 îți vor spune doar dacă a fost bateria schimbată sau nu. Dacă a fost și ecranul schimbat, ele nu-și vor da seama din păcate, dar măcar ai informații despre baterie. Gama iPhone 11 îți va spune și dacă a fost schimbată bateria, dar și dacă a fost schimbat display-ul telefonului tău, iar noile game, iPhone 12 și 13, vor avea informații și despre cameră. Deci dacă îți cumperi un iPhone 12 sau 13, vei vedea în secțiunea respectivă dacă a fost schimbată bateria, display-ul sau camera telefonului. Și dacă au fost schimbate, vei vedea dacă au fost folosite produse originale Apple sau nu. Mi se pare foarte tare. Așa că dacă îți cumperi un telefon second hand în perioada asta, ai grijă să fie instalat cel mai recent sistem de operare pe el, pentru că s-ar putea să fie persoane care cunosc informațiile astea și îți vând un iPhone cu iOS 15, dar mai vechi, nu 15.2, tocmai ca să nu vezi informațiile astea. Deci ai grijă să fii actualizat ca să ai toate informațiile la îndemână. Iar a treia opțiune este una numită Legacy Contacts. Adică e o setare care îți permite să dai acces informațiilor din telefonul tău unor persoane apropiate după ce tu mori. Nu e cea mai plăcută discuție de avut, dar e bine să știi că există și opțiunea asta. Și dacă vrei să o activezi, tot ce trebuie să faci este să te duci în Settings, să dai click pe numele tău și să te duci la Password and Security. Și aici, dacă te duci în partea de jos a ecranului, vei avea această opțiune de Legacy Contact. Și poți adaugi o persoană apropiată să aibă acces la datele tale din iCloud,
după ce tu nu mai ești. Da, poate avea acces la acele date și dacă știe parola telefonului tău, dar dacă nu știe, mai bine o adaugi aici ca să știi că poate avea acces la fotografiile făcute de tine, la mesaje și la toate celelalte lucruri pe care le ai, fie pe telefon, fie salvate în iCloud. Astea au fost modificările de la iOS 15.2. Mi se par niște modificări foarte, foarte utile, mai ales partea aia care îți spune dacă au fost schimbate componente în telefonul tău. Dacă vrei să mai vezi lucruri interesante în continuare, dă click pe clipurile care apar aici imediat.